Biblioteca județeană Alexandru și Aristia Aman a găzduit astăzi activitatea Stop Bullying, Stop Agresivității Verbale și Fizice. La eveniment au participat elevii claselor a 3-a și a 7-a de la școala gimnazială Mircea Eliade, însoțiți de dascălilor, un profesor consilier și reprezentanții poliției. În majoritatea cazurilor o să vedem că este vorba chiar de colegii noștri. Și o să primiți câteva pliante în care o să vedeți tipurile de bullying, fiindcă ele sunt de mai multe tipuri, îmbracă mai multe forme și cum se împart. De fapt și de drept este vorba de violența fizică. O știm încă de la grădiniță, când avem un coleg care întotdeauna îi împinge pe ceilalți, el este, așa se exprimă puterea și ceilalți colegi suferă. Avem bullying-ul de tip verbal. Când îl jignim, îl facem cum ne vine nouă la gură. Îi jignim pe ceilalți colegi care sau anumite defecțiuni sau anumite probleme. Poreclim. Sigur. Insultăm. Tachinăm chiar. Ne luăm de condiția lor socială. Unii provin din anumite medii. Sunt de o altă etnie. Și atunci îi jignim. Și aici avem pe cel care agresează și cel care este agresat. Da? Aici cu noi avem și pe doamna psiholog care ne poate detalia și ne poate lămuri cu privire la comportamentul atât al agresorului și la modalitatea pe care noi trebuie să o adaptăm pentru a nu mai fi victime ale bullying-ului. Cred sau e bine de crezut că noi nu suntem autori sau n-ar trebui să fim autori. Fiindcă, vedeți noastră, acest comportament duce la izolare, duce la schimbarea comportamentului celui agresat. Și atunci nu este propice și nu este mulțumitor pentru nimeni. Discuții interesante și educative au avut loc între elevi și profesorul consilier, ce le-a cerut să definească noțiunea de bullying. Participanții au ajuns la concluzia că trebuie să urmeze și alte astfel de întâlniri, chiar și teme diferite, cum ar fi abandonul școlar ori traficul de carne vie.